Un control efectuat de angajații Gărzii de Mediu Hunedoara la termocentrala Paroșeni a dus la amendarea complexului energetic Hunedoara, din care face parte producătorul de energie din Valea Jiului, cu suma de 80.000 de lei. Măsura dispusă de Garda de Mediu Hunedoara a stârnit controverse, iar conducerea grupului energetic a declarat că va contesta amenda. Reprezentanții Gărzii de Mediu au precizat că sancțiunea nu vizează oprirea termocentralei din Valea Jiului. Acest lucru este întărit și de prefectul de Hunedoara, doar Călin Marian, care afirmă că la Paroșeni se dorește creșterea capacității de producție și nu închiderea termocentralei. Da, a fost o discuție pe mass media în ceea ce privește situația de la Paroșeni. Ce pot să spun ferm este faptul că nu se pune problema în ceea ce privește închiderea termocentralei de la Paroșeni. Chiar acolo insistăm să funcționeze în continuare și să-și crească programul de funcționare. Totuși, prefectul de Hunedoara admite că activitatea termocentralei va fi monitorizată în continuare de comisarii de mediu și că a cerut conducerii complexului energetic Hunedoara să facă toate demersurile pentru ca producătorul de energie de la Paroșeni să intre în legalitate. Atât Garda de Mediu cât și Agenția Națională de Mediu vor monitoriza condițiile care trebuie respectate prin lege și am discutat cu conducerea complexului energetic Hunedoara ca să facă toate demersurile în ceea ce privește monitorizarea. În 2019, termocentrala Paroșeni a obținut autorizație integrată de mediu, în care Agenția de Protecție a Mediului Hunedoara a stipulat obligația de a se efectua anual controle la sistemele de măsurare a emisiilor poluante. Achiziția serviciilor pentru aceste măsuri a fost scoasă la licitație în 2020, care a fost însă anulată, singura ofertă depusă nefiind acceptată.